Universitatea Politehnică Timișoara este gazda unui eveniment special. Fundația Politehnică a publicat monografia De la Societatea Sportivă de ieri 1920-1921 la Asociația Sportivă Universitară de astăzi 2015-2016. Cartea este semnată de Nicolae Neguț. Am luat această hotărâre curajoasă de a insera undeva și să rămână posterității niște activități desfășurate la Universitatea Politehnică, ce s-a caracterizat instituția de învățământ superior nu numai pentru calitatea inginerilor care au activat pe meridianele lumii, ci a fost cunoscută foarte mult și prin activitatea sportivă desfășurată, atât în sportul de performanță, cât și în sportul pentru toți. Dacă în sportul de performanță diferiți specialiști au o serie de statistice, rezultate, în sportul pentru toți, sportul de masă, care la Politehnică încă de la înființare a fost foarte pregnant, nu se știu și se pierd multe lucruri care sunt cuprinse în carte. Deci în carte, începând din anul 1920, de când s-au pus bazele societății sportive, până în ziua de astăzi, când avem Asociația Sportivă Universitară Politehnică cu echipă în Liga a doua, avem diferite aspecte în carte, atât de la fotbal, de la handbal și de la volei, pentru că echipele politehnicii au câștigat de multe ori campionatul național, cupe ale României, au reprezentat Universitatea Politehnică sau Institutul Politehnic, cum s-a numit cândva, au reprezentat în lume, în campionate din lume, atât Universitatea Politehnică, cât și orașul Timișoara, cât și România. Și acest lucru trebuie să rămână și trebuie știut. Sigur că aceste lucruri au apărut și în alte cărți, dar eu am adus o modestă contribuție și completare la ceea ce se cunoaște și s-a scris până acum. Cartea prezintă o serie de date importante din istoria echipelor sportive de fotbal și volei, precum și din domeniul sportului pentru toți. Au fost perioade de urcușuri, de mare euforie, de mari speranțe, urmă căderi și ceea ce lumea a înțeles la timpul respectiv. Formațiunile, echipele studențești, de regulă aveau anumite cicluri. Când se făcea o infuzie de noi studenți, noi sportivi, urma perioada de urcuș. Urmă o stabilizare și plecau și o luam de la început. După aceea, schimbările care au apărut și în modul de organizare, prin federații, vorbim de sportul de performanță, și acestea au bulversat la un moment dat foarte mult, dar acum suntem din nou pe vorba lui Conta, filozoful, pe unda suitoare. Deci sperăm într-o revenire la sporturile care ne definesc și care au mai rămas. Firește, ceea ce va aduce și lumea la stadion și ne va crea noi momente de euforie, de bucurie, uneori și dezamăgiri, dar asta e viața în sport. Dacă nu există finanțare, dacă nu există o bază materială solidă, atunci rămâne mai mult la un sport pentru toți. Ceea ce este foarte important la numărul mare de tineri, de studenți cu tare, dar întotdeauna marii sportivi au apărut, au emanat din centre universitare. Și Timișoara a avut o tradiție. Dacă e să ne referim la Clubul Politehnică, care la un moment dat avea vreo 30 și ceva de secții. Foarte multe erau de performanță și nu de că erau de performanță, dar s-au obținut performanță. Am avut dintre cei mai buni antrenori, instructori. Modul în care a fost finanțat atunci prin buget a acoperit în mare parte calendarul sportiv, dar trebuia întotdeauna găsite și alte resurse, lucru care cei care au condus instituția și implicați în sport au găsit, susținerea organelor locale și de acolo rezultate. Evenimentul s-a desfășurat în prezența mai multor oameni importanți din domeniul sportului, dar și simpli iubitori de acesta.